Și ai descoperit Queen. Cum? L-am descoperit prima oară nici măcar Queen, Freddie Mercury. Pentru mine, dar vocea aceea, când am auzit-o prima oară, nu știu dacă pot să spun cu precizie momentul sau cum s-a întâmplat. Știu că tatăl meu a fost din nou cel care mi l-a oferit, lucru pentru care îi mulțumesc, pentru că m-a influențat foarte mult. Cum spuneam, habar n-am momentul exact, nu mai țin minte cum s-a întâmplat și nici măcar piesa. Oscilez între Radio Gaga și Barcelona. M-am îndrăgostit iremediabil de toate armonicele acelei voci, pentru că pentru mine e mai mult decât o voce, e un univers întreg. Freddie Mercury și componistic vorbind, vocal, artistic, din toate punctele de vedere și intelectual, fiind un artist foarte mintos. Dacă ar fi să fie un parcurs, care ar fi în muzica lui Queen pentru tine? Melodiile de, vorba ta, de dragoste, de suflet, către ce îi merge? Radio Gaga fiind un hit. Este din perioada lor de muzică foarte comercială. E dragostea la prima vedere. Restul? Da, restul. De mie unde chiar alege? Restul? Ce alege ca și O să vă uitați ca la poarta nouă, pentru că mie îmi place Great King Grant, de exemplu, My Favorite King, îmi plac albumele de început, Queen 1, Queen 2, Sheer Heart Attack, chiar piesa în sine și albumul. Seven Seas of Rye, chestii de genul ăsta, March of the Black Queen, de exemplu, sunt niște piese ca o operă rock, fantastice și foarte complexe, lucru care s-a pierdut în timp, datorită, ca să nu spun din cauza, pentru că vreau să rămân optimistă, datorită mercantilizării muzicii. Așa zic eu.